s-a lăsat prea-duios. Pot spune că am terminat, dar tot fie scos. Iubita mea, poți fi chiar tu, nu fai te rog, nu spune nu. Bine v-am regăsit, dragii mei! Așa cum am promis de săptămâna trecută, revenim astăzi cu periplurile noastre printr-o altă comună hunedoreană. Pentru astăzi vă propun să poposim, preț de câteva zeci de minute, într-o localitate de pe Valea Mureșului, comuna Brănișca. Și chiar dacă suntem într-o localitate rurală situată destul de aproape de oraș, acest lucru nu se prea vede, problemele și doleanțele localnicilor fiind destule și diverse. Anul trecut am discutat cu primarul Teodor Lazăr pe marginea a ceea ce își doreau concetățenii săi, iar acum am revenit în Brănișca pentru a vedea cum se prezintă situația față de cea existentă în 2013. Doamnelor și domnilor, revenim astăzi pe Valea Mureșului, mai exact în comuna Brănișca. Suntem în biroul primarului acestei comune, Teodor Lazăr. Domnule primar, bine v-am găsit! Bine ați venit! Ce mai faceți? Anul trecut ne-am văzut într-un cadru, să zicem, mai rustic. Cum mai e? Ce mai e pe aici? Facem bine, dar n-avem cu ce. Asta e problema, cred că, la toate comunele din județ și din țară. Hai să începem atunci un pic mai optimist. Tot microbist ați rămas, tot cu două echipe aici în comună. Da, într-adevăr, tot cu două echipe. Din păcate avem și mulți jucători care sunt din afara comunei, întrucât cu tineretul e o problemă în comună și atunci o trebuie să mai importăm. Asta e situația, n-avem ce-i face. De anul trecut, când am fost pe aici, când am văzut ultima oară în fața camerei de luat vederi, s-au mai întâmplat niște lucruri destul de interesante pe aici, cum ar fi cu, eu știu, construcția tronsonului de autostradă de Valugur. Da, într-adevăr, ne-am bucurat că o să înceapă construcția, o să primim și noi ceva bănuți, dar, din păcate, bănuți de la ei nu primim deloc, mai mult că ne afectează drumurile comunale, ni le distrug, ceea ce se și vede, drumurile agricole, terenurile care sunt cultura oamenilor, deci până la urmă pentru noi e o povară, dar totuși ne pare bine că dacă pe plan național reușește construirea ei, atunci măcar suntem cu sufletul împăcat. Asta e situația, trebuie să ne împăcăm cu ea, să sperăm că o să aveți până la urmă ceva avantaje de pe urma acestei autostrăzi. Vă propun să ne îndreptăm atenția spre ce am vorbit anul trecut cu concetățenii dumneavoastră. Prima problemă ridicată a fost și legată de gazul metan. Brănișca este foarte aproape de Deva, 12 km până la urmă. V-ar ajuta gazul metan dacă ar fi introdus? Într-un fel da. Într-un fel da, dar mai mult m-aș fi bucurat, cinstit vă spun, să se introducă canalizarea, apa și canalizarea, deși, știm da, că e marea problemă a comunei. Asta este problema, speră a oamenilor din sat. Și până la urmă și gazul metan ar fi bun, măcar la bucătărie. Da, deci nu contest treaba asta și gazul metan e foarte bun. Referitor la gazul metan în comuna Brănișca, am avut un proiect care a fost făcut înainte de a fi eu primar, deci înainte de 2004, proiect care a fost întocmit la o racordare de la Vălișoara. Nu s-a ținut cont că spre Brad nu este conductă. Am avut și hotărâre de guvern pentru începerea finanțării, dar din păcate nu s-a putut realiza, întrucât, așa cum am spus, spre Brad nu este conductă. Noi am sondat cetățenii din comună. Problema se pune că majoritatea nu doresc gaz metan, întrucât e prea scump. El ar fi bun acasă, dar fără a consuma
adică numai atât, să crească valoarea construcțiilor. Dar în acest caz am discutat în Consiliul Local, le-am propus, ne-a și aprobat ca să începem un studiu de vizibilitate. Acest studiu va fi început și încercăm să vedem dacă putem să fim și fezabili. Deci noi, având în vedere că avem o populație a comunei destul de mică, nu ne prea încadrăm la consum. Numai în situația când societatea care are sere pe teritoriul comunei Brănișca ar dori și ei ca să introducă gazul metan, atunci probabil că ar fi fezabil. În timpul următor o să discutăm cu această societate și dacă și ei vor vrea, atunci începem studiul de fezabilitate și apoi implementarea programului. Așa este. Deci referitor la gazul metan, nici acum n-am reușit ca să facem fezabil studiu. Am încercat să facem un studiu ca să fie fezabil, dar nu am reușit din motive că sunt foarte puțini consumatori. Am luat legătura inclusiv cu serele care sunt pe raza comunei Brănișca și unii ar consuma destul de mult gaz, dar încă nu sunt nici ei hotărâți să facă pasul înainte, cu toate că acum la ei încălzirea este pe combustibil solid, deci pe lemn, și pe gaz ar fi cu mult mai bine, întrucât ar fi și mai ieftin și mai puțini angajați. Dar încă nu s-au hotărât, după cum se știe bine, criza asta i-a afectat inclusiv pe ei. Se discută la nivelul țării că am ieșit din criză, dar încă firmele private încă n-au ieșit din criză și așteptăm să vedem dacă ne dau ok-ul pentru a începe un nou studiu de fezabilitate, bineînțeles, bazându-ne pe consumul lor. Să sperăm că veți rezolva această problemă. O altă doleanță firească foarte des întâlnită în comunele hunedorene, construcția de capele. Asta este în cursul vieții. Ne naștem, trăim, murim până la urmă. Să rămână, Doamne ajută, ce mai faceți? Cum e viața aici, la țară? Da, de ce nu-i bună? La 56 suntem bătrâni și năcăjite și văduve, domnule. Nu, asta da. E ce să-i faci, asta e viața. Asta e viața. Am auzit că ar fi nevoie de o capelă pe aici, în comună, o casă acum mortoară. De la Boz, noi avem. Aveți? Da. Și aici? Aici nu știu, care e Brănișca, noi avem la Boz. Dar ar fi bine să facă și în Brănișca? Ar fi bine. Facă, dar și ce contă. Deci să se facă o casă mortoară și aici, în Brănișca. Da. Na, mulțumim foarte mult, sănătate, Doamne ajută! Da, deci la nivelul satului Brănișca, în urmă cu vreo 5 ani, noi am avut o construcție a Consiliului Local Brănișca, care am predat-o parohiei ortodoxe române, filia Brănișca, pentru a construi o casă mortoară de care este mare nevoie. Având în vedere și anii unde ne aflăm, nu mai suntem în 1900, suntem peste 2000. Și având în vedere că fiecare om acasă, camerele le-au mobilate și când e un necaz, e destul de greu să scoți mobila pe afară până ploaie și ca să poți primi înăuntru cei ce vin să vegheze la căpătâiul celui decedat, am hotărât cu părintele ca să-i dăm tot sprijinul să facem această casă mortoară. Ea e făcută în proporție de vreo 60%, mai este vreo 40%, problema se pune lipsă de finanțare. De la cetățenii din sat nu prea poate părintele să adune bani, întrucât și cetățenii sunt destul de săraci. De unde avem fonduri aici? Numai din partea Consiliului Local Brănișca și din partea Consiliului Județean. Noi sperăm anul viitor, sperăm să o dăm gata, cu ajutorul, bineînțeles, a Consiliului Județean, că dispune de fonduri cu mult mai mari ca noi, și să fim și noi în rând cu lumea bună. Da, într-adevăr așa este. Este un lucru benefic pentru toți locuitorii. Din păcate nu putem chiar în fiecare sat să facem chestia asta. De fapt, nici nu facem noi Consiliul Local sau Primăria sau Primarul, doar de cât mai avem idei și mai ajutăm cu cât putem. Cofinanțăm și noi. La nivelul comunei Brănișca avem 9 sate, dintre care unul ar fi, unul noi așa-l numim zona Furșoara, unei Furșoara, Bărășcă, Bejdea-Lacuta, dar toți sunt vreo 40 de cetățeni și cred că nici nu putem discuta acolo de o capelă.
Altă problemă am avea în localitatea Târnava, unde sunt 100 și vreo 20 de cetățeni, dar la fel foarte greu de discutat, pentru că sunt așezați pe vreo 7 dealuri. Problema care e fezabilă este Bozu, unde are capelă de mai mulți ani, funcționează perfect, oamenii sunt mulțumiți. Târnăvița, care acum este în procedura de autorizare, deci probabil până la anul și acolo va fi terminată. Și am lăsat Brănișca la urmă, Brănișca și Rovina, bineînțeles, că aici normal se consideră un singur sat. Amândouă și la biserica de servește amândouă satele și atunci e o singură capelă. Aici problema se pune un pic mai delicat, ar fi, de exemplu, necesară și pentru centru de îngrijire care este a Consiliului Județean. Consiliul Județean ne-a ajutat, într-adevăr, a mai ajutat și noi comuna, dar din păcate de la oameni foarte greu poți ca să adun bani și să mergi cu construcția înainte. Dacă anul trecut aveam undeva 60-70% în construcție, acum ne-am apropiat cam de 90%, dar mai avem un pas mic. Așteptăm încă de la Consiliul Județean cât de cât să ne mai ajute. Noi, Consiliul Local, am mai pus și noi vreo 3.000 de lei pentru ea, ca să putem să o terminăm. Și eu sper până de sărbătorile de iarnă să fie cumva inaugurate. O altă situație des întâlnită în comunele hunedorene și nu numai, situația juridică a terenurilor. Cum e viața la țară? Bănuiesc munca câmpului, grea, ușoară? E grea. Alte probleme mai sunt pe aici? Păi, ar fi o grămadă de probleme. Ar fi cu întabularea pământului, cu apă, canalizare, apă curentă, apă potabilă și canalizare. Deci ar fi niște probleme. Deci cu întabularea, în general, mai ales că aici e o zonă frumoasă de luncă, sunt ceva probleme, să sperăm că le poate rezolva primăria. Să sperăm. Deci situația terenului stă în felul următor. Legile fondului funciar sunt aplicate cam în proporție de 95%. Mai este 5%, asta cred că la fiecare comună mai există, pentru că sunt unele litigii, nelămuriri și așa mai departe. Problema cea mare este că am eliberat titlul de proprietate, dar din păcate toate guvernele României de până acum nu s-au gândit că ar trebui și întăbulate aceste terenuri. Ele au rămas pe spatele țăranilor să le întăbuleze, țărani care fonduri nu au. Și atunci, nu știu când se va termina această punere în posesie. Deci noi, chiar dacă i-am pus în posesie, ei nu și-au făcut întăbulările, OCP-ul nu are nicio evidență a lor și dacă ar fi să verificăm la OCPI evidențele lor, se vede că poate că mai mult de jumătate din terenul comunei Brănișca nu este pus în posesie, lucru ce nu e real. Dar așteptăm să vedem, poate că acum guvernul Ponta, fiind un pic mai altfel ca celelalte guverne, să se gândească la niște fonduri care pot fi transmise unităților administrativ-teritoriale pentru a face un cadastru în comune și, bineînțeles, întăbularea tuturor parcelelor. Deci aici, din 90 s-a plecat cu stângul, e foarte greu să recuperăm. Dacă cineva la nivel central se gândește că treaba e ok la nivelul comunelor, nu este. În primul rând s-a greșit că nu s-a făcut întăbularea gratuită la emiterea titlului de proprietate. Deci foarte mulți oameni au titlul de proprietate, îl țin în dulap, mai departe n-au mai făcut niciun demers pentru că ei știu că sunt proprietari. Nu cunosc legea și nici nu putem ca să-i obligăm să o cunoască. Până în momentul actual, noi suntem cam gata cu legile fondului funciar, zic undeva 80, 90, 95%, nu putem aprecia chiar exact, pentru că evidența terenurilor nu este, adică este la primărie ca per total comună, dar ce ar avea proprietate omul nu este, decât precerea omului. Noi, în general, am rezolvat cererile, am mai rămas litigiile care sunt, știu eu, în jur de 5-6% la per total teren, care, așa cum spuneam și anul trecut, sunt pe rolul instanțelor de judecată și încă nu sunt finalizate. Omul
a dat în judecată, a făcut recurs la apel, la știu eu și așa mai departe. Se judecă vecinii între ei. Da, se judecă tot pentru aceeași chestie, pentru neîntăbularea terenurilor. Pentru că doi vecini, de exemplu, care au primit titlul, unul spune e mai la stânga, e mai la dreapta. Dacă nu este întăbularea cu schița, e foarte greu de demonstrat. Acum, în sfârșit, după 3 ani de zile, avem și noi la nivel de comune inginer topograf autorizat, care poate face lucrări și pentru comună și pentru cetățeni. Deci am ajuns totuși ca să recuperăm din urmă. Mai avem câteva hotărâri judecătorești de pus în aplicare, dar sub diferite motive. Ba nu se găsește titlul în original la cetățeanului, ba știu eu ce ne mai împiedică, nu am putut să le punem, dar le avem în atenție. Le-am notificat și la legea 165, care trebuia să fie încheiată, dar din păcate, așa e la noi în România, încă mai dăm termene de prelungire, dar totuși sper că iar așa, până pe la sfârșitul anului, să rezolvăm în mare, fără înscrierea în cartea funciară. Pentru că dacă statul nu ajută ca să poată oamenii să plătească, nu se poate face această evidență care este enorm de utilă la nivelul satelor. O altă problemă delicată pe care o aveați anul trecut și cred că o aveți și acum, că este destul de greu de rezolvat starea drumurilor. Chiar spuneați anul trecut că aveți mai multe drumuri pietruite decât drumuri asfaltate. Uite, vedem că suntem pe un drum nou, mai de pământ, să zicem drumurile așa. Drumurile aranjate și agricultura, domnule, s-a pus la punct, domnule. Uite, e plin de bureni, domnule, nu le place. Mă rog, cum am zis, lasă pustiu. Deci, cum te poate? Agricultura și dacă ar fi drumuri mai bune, s-ar ajunge mai ușor și la holdă, da? Așa-i, numai așa se poate, altfel nu, asta-i treaba. Da, bun. Pentru că e necesară treaba asta. Musă-i și obligatoriu. Sănătate, Doamne ajută și spor la muncă. Referitor la infrastructura comunei, aici suntem destul de rău. Aș vrea să menționez faptul că până în 2004 am avut o singură uliță asfaltată, ulița care duce la gară, o stradă, mai bine zis. De atunci am ajuns cam la 20 de kilometri de asfalt și eu mi-am făcut o socoteală dacă fiecare primar de la Revoluție încoace asfalta nu 20 de kilometri, 10 kilometri, era terminat asfaltul în toată comuna. Dar mergem înainte, la ora actuală ne îndreptăm atenția și eu ca primar și Consiliul Local Brănișca la drumul care duce la Rovina. Este singurul sat care într-adevăr nu are asfaltat nimic. În prima ședință a Consiliului Local o să propun un proiect de hotărâre pentru alocarea unei sume pentru studiul de fezabilitate și a proiectului și urmează să vedem dacă putem să implementăm pe un fond european sau guvernamental și acest drum pentru ca să ajungă și satul Rovina celelalte sate. Deci în celelalte, la fiecare intrare, până la intrarea în sat, este asfalt. Mai puțin zona Furșoara, unde, dacă dumneavoastră ați fost prin zonă, avem câte 5-6 familii și cred că acolo nu se impune cam deodată asfaltarea drumurilor. În interiorul localităților, într-adevăr, nu prea avem asfalt, dar avem drumuri de piatră pe care le întreținem cu utilaje proprii și ele sunt într-o stare foarte bună. Putem să spunem că avem mai multe gropi în asfalt decât în aceste drumuri cu piatră. Cum mai e acum? Da, așa este. Am mai progresat puțin, am mai asfaltat vreo 3 străzi, mai avem acum în lucru încă 3 străzi și am câștigat un proiect pe fonduri europene pentru o stradă. Deci, în general, mergem bine. Dar, așa cum spuneam și anul trecut, dacă ceilalți primari care au fost de la Revoluție până acum asfaltau și ei măcar un kilometru, dacă puneau, oricum eram cu mult mai departe. Puteți să detaliați drumurile pe care s-a făcut ceva asfaltare și pe care se lucrează în prezent? Drumurile care au fost asfaltate, adică sunt mai precis străzi, că noi așa am început drumurile principale comunale, străzile și apoi... În ordinea firească, până la urmă. Da. Cel puțin pe unde merge autobusul. Drumul de la Târnăviță la Târnava este asfaltat de anul trecut.
de la Târnevița la Boz, iară care merge autobuzul pe el, și urmează acum două străzi în localitatea Boz și prelungim un asfalt de la DC147 din Boz spre Furșoara. Acest drum nu prea este circulat prea mult, dar acolo avem două poduri care sunt, suprafața lor este destul de degradată și noi am considerat că prin așternere de asfalt pe suprafața podului am putea să prelungim viața lor. Care mai este situația drumului spre Rovina? Deci drumul spre Rovina am avut un parcurs cu el destul de sinuos. A fost și la comună, și la Consiliul Județean, acum iar este la comună, în fine. Am de anul trecut și până acum am reușit să facem studiul de fezabilitate, să facem proiectul pentru el, să licităm lucrarea de la calea ferată până la pădure, deci cât ține drumul. Mai mult pentru serile pe care le avem construite aici pe fonduri europene, dar am rămas cu licitația. Acum suntem în faza, am făcut și la Consiliul Județean demersuri pentru finanțare, am făcut și la Guvernul României, la Ministerul Lucrurilor Publice, așteptăm să vedem dacă reușim o finanțare ori de la Consiliul Județean, ori de la Guvernul României. Anul trecut, în cadrul rubricii Cuiului Pepelea, marea problemă, poate cea mai mare, și nu sunteți singurii din județ care au astfel de nemulțumire, să-i spunem așa, apa și canalizarea. Pe lângă problemele ridicate de alți concetățeni de dumneavoastră, aproape fiecare a spus de apă și canalizare. Suntem în Târnăvița, lângă o fântână cu apă foarte bună. Apă curentă, canalizare aveți aici? Din păcate nu există canalizare, deși ar fi necesar, fiindcă trăim în secolul 21 și este necesar apă curentă să fie și canalizare. Dar astea sunt situația. Nu avem ce face, ne adaptăm, dar da. E loc și de mai bine. Da. Deci primăria poate rezolvă ceva? De promis a promis, dar după cum lipsa banilor peste tot și nu știm când o să se poată să realiza. Dar este foarte necesar canalizarea și apă curentă. Deci referitor la apă și canal, într-adevăr aici pot să spun că stăm destul de rău. Suntem o comună la 12 km de Deva care nu are apă și canal. Problema se pune în felul următor. Noi proiect am depus pe măsura 3.2.2, dar a fost respins întrucât populația comunei Brănișca este sub 2000 de locuitori. Cu acte. Dacă stăm să ne gândim pe fiecare sat în parte, noi am trece de 2000 dacă tot și-ar face mutațiile în comună. Dar nici eu nu înțeleg pentru ce unii cetățenii a comunei Brănișca își țin mutația pe Deva, ei de fapt stau în Brănișca. Dacă ar înțelege să-și facă mutațiile, să trecem de 2000 de locuitori, probabil că la primul fond european pe care îl vom accesa vom fi eligibili. De câți cetățeni ar fi vorba? Este vorba de vreo 300 de cetățeni care într-adevăr stau în localitate, dar au mutația pe Deva sub diferite pretexte, are buletin de Deva. Lucru pe care nu-l înțeleg și cred că o să se termine și acest mandat și nu o să-l înțeleg. Da, într-adevăr, nu suntem singuri de județ. Din județ suntem printre puținii care nu avem, dar măcar sunt cu sufletul în păcat că nu s-a făcut, pot să o numesc prostie, ca să fie la fiecare localitate aducțiune de apă din văi sau proprie sau așa mai departe și deversarea printr-o stație de epurare la fiecare sat. Măcar din punctul ăsta de vedere, îți mulțumim că nu s-a făcut. Interesant răspunsul. Da, pentru că și cei care au făcut au cheltuit bani și europeni și interni, dar i-au cheltuit degeaba că ele nu funcționează. Acum, spre sfârșitul anului trecut, cei de la APA Prod s-au deplasat la fiecare comună, lucru ce trebuia să-l facă după 90 la începutul proiectelor, și au stat de vorbă cu noi, cu fiecare primar, ne-au explicat ce trebuie să facem ca să fie și fezabil, oamenii să aibă apă potabilă și deversarea
într-o stație de epurare să funcționeze și apoi mai departe în râurile care sunt în apropiere. Am finalizat studiul fezabilitate, l-am predat la APA Prod, întrucât după noua lege acum ei se ocupă de implementare și ne-au pus următoarele condiții. Deci conducta prin Comuna Brănișca trebuie să treacă supradimensionată față de Comuna Brănișca pentru a fi legată la Comuna Ilia în caz de nevoie, dacă se va opri sursa care o au ei acum în prezent, să poată fi racordată la conducta asta. Iar canalul trebuie să-l ducem până la Șoimuș, unde stația de epurare este în construcție și chiar nici n-a trebuit să ne rugăm de primarul de acolo ca să ne primească cu canalul acolo și dânsul a fost bucuros că ne racordăm și noi acolo ca să poată funcționa stația, întrucât la țară specialiștii când fac proiectele nu se gândesc că oamenii mai aruncă apa și pe jos, nu-i ca la oraș. Și atunci în stația de epurare ajungând foarte puțină apă, stația nu poate funcționa. Eu sper că în perioada asta 2014-2020, când se vor deschide sesiuni și pentru apă și canal, să fim și noi prinsi, suntem prinsi în marți planul județului Hunedoara cu apă și canal. Deci, cum am spus, studiile avem făcut pe cele patru sate care sunt de jos, noi așa de deșes. A mai rămas zona de deal, care e destul de greu de pus în practică, întrucât diferența de altitudine este undeva la 5-600 de metri. Vorbesc de localitatea Târnava, iar zona Furșoara, cred că acolo nici nu se va pune problema, întrucât, așa cum am spus, 40 ceva de persoane, întinderea e destul de mare, deci nu cred că o să ajungă vreodată apa acolo, dar vorbim de populația care este activă și este un pic mai grupată. Anul trecut făceați o promisiune publică legată de achiziționarea unui utilaj multifuncțional. Ca proiecte de viitor care am dorit să le implementăm în cel mai scurt timp ar fi achiziția a unui utilaj multifuncțional care este în valoare de vreo 50.000 de euro, care va fi folosit pentru dezepezirea comunei, pentru curățiri pe marginea drumului, deci a unui tocător după el, a unui braț de săpat șanțuri. Acest utilaj, am depus un proiect pe GAL Sargeția. Sperăm până în luna noiembrie să fie semnat contractul și începând cu 1 decembrie să fie făcută și achiziția și să putem să îl băgăm în lucru la dezepezit dacă va fi iarnă. Oricum, noi dacă am vrut de mult să cumpărăm acest utilaj, specific avem mai multe utilaje la primărie, dar toate sunt second hand. De mai mult timp am vrut să-l cumpărăm, dar din lipsă de fonduri n-am reușit. Acum, dacă acest GAL s-a înființat în această zonă, am profitat de această ocazie și pot să spun că dacă Dumnezeu ne ajută, o să aducem acei 50.000 de euro cu care să achiziționăm toate utilajele. Cum stăm astăzi? Deci stăm destul de bine. Din păcate, așa cum am spus și anul trecut, ne lovim de funcționari ai statului român. Acest utilaj, care este destul de performant și are atașat la el anexe cu care putem să întreținem domeniul public al comunei, este câștigat pe fonduri europene, dar ne lovim, așa cum am spus, de funcționarii statului român care ne pun fel și fel de petici. Acum suntem în procedura de publicare pe SEAP, avem 3 încercări eșuate până acum. Recent am făcut o nouă publicare, sper măcar acum să fim acceptați și apoi așteptăm vânzătorii să găsească pe SEAP oferta noastră și să-l achiziționăm. Deci mai este un pas mic, mic de tot. Să sperăm că veți reuși să-l faceți și pe acesta cât mai curând. Vă întrebam anul trecut de planuri de viitor, un răspuns scurt și foarte interesant în același timp. Dorea să fie mai multă curățenie în comună. Așa, la prima vedere, pare foarte îngrijită. Eu m-aș dori pe viitor să fie o comună
cu mult mai curate, lucru ce îl facem aproape în fiecare zi. Da, deci și noi ne străduim ca să fie îngrijite. În permanență cosim pe marginea drumurilor, adunăm toate resturile care sunt aruncate de șoferi. Îmi pare foarte rău că românii atâta au putut să învețe să-și arunce la fiecare barieră chiștoacele de țigări și hârtiile pe jos, dar în fine, asta e, administrația locală trebuie să le adune. Planuri de viitor rămân aceleași, apa, canalul și drumurile. Mai mult n-are rost să ne lăudăm că nu putem face. Și alte planuri pentru un viitor relativ apropiat? Deci alte planuri ar fi greu de nominalizat chiar acum, că avem foarte multe, dar așteptăm deschiderea sesiunilor atât pe GAL cât și pe PNADR național și să încercăm pe fiecare, ba asfaltări de drumuri, ba achiziții de utilaje, ba introducerea apei potabile, adică sunt mai multe oportunități, nici noi acum nu știm ce se va deschide. La final, un gând pentru locuitorii comunei Brănișca. Deci gândul pentru locuitori este să aibă mulți bani și să fie sănătoși. Că dacă aceste două lucruri sunt, putem să le rezolvăm toate problemele din comună. Acesta a fost periplul nostru de astăzi prin Brănișca, urmând ca, în viitor, să revenim și prin alte comune de pe Valea Mureșului, dar și prin alte zone rurale hunedorene. Vă așteptăm și duminica viitoare la o nouă emisiune. Să ne revedem cu bine! Iar noaptea s-a lăsat.